Redactorii unei publicații din Grecia spun că ceea ce au făcut pompierii români imediat după ce au ajuns la locul intervenției din insula grecească Evia i-a determinat pe localnici să-i privească precum niște extraterestri. Viteza, organizarea, meticulozitatea și reflexele instinctive sunt uimitoare. La sosirea în Evia, pompierii români au înființat peste noapte un sediu independent față de cele oferite de Grecia, cu servicii de catering și logistică proprii. Au cartografiat drumurile forestiere cu drone, au calculat direcția vântului și au folosit tehnologie de ultimă generație pentru localizarea incendiilor. În același timp, au profitat de zecile de pârâie din zonă și, cu furtunurile racordate între ele pe distanțe de peste 60 de metri, au pornit să stingă focurile. De asemenea, s-au mutat pe drumuri izolate pentru a nu împiedica circulația. Așa că practica pompierilor români nu este doar admirabilă, ci este cu siguranță o oglindă a unei țări dezvoltate.